Stimați prieteni, iată că un mai vechi vis al nostru, acela de a avea aici la Curtișoara încă o instituție de mare valoare națională, de promovare a folclorului românesc autentic, a prins viață astăzi, 20 septembrie 2011, care se adaugă unui alt șir de evenimente deosebite petrecute în Gorj în ultimii ani. Mai precis, vreau să vă zic că sunt participant direct la inaugurarea casei Muzeu Maria Lătărețu de pe data de 30 septembrie 2006. Este vorba de Casa Muzeu Maria Apostol, data 8 septembrie 2008, de Casa Muzeu Gheorghe Zanfir, care este undeva aici vecină cu mama Domnica Trop, inaugurată anul trecut pe data de 22 mai. Și iată, așa cum vă spuneam, și astăzi, 20 septembrie, o zi mare pentru Gorj, pentru folclorul românesc, și este o onoare deosebită să o avem lângă noi pe mama Domnica Trop. Ideea acestei case muzeu, care de azi înainte este o instituție extraordinară, unde poate fi vizitată de turiștii din întreaga lume, ne-a venit pe data de 1 iunie 2011, când mama Domnica Trop ne-a onorat cu prezența la lansarea filmului nostru documentar, Muzeul Curtișoara, faima turismului gorjan, care s-a ținut undeva aici, în bătătura casei celofan de la Bălănești, și a fost un succes deosebit. Copiii au apreciat-o foarte mult și atunci, împreună cu domnul director Hortopan, ne-am gândit că ar fi bine să facem acest lucru aici, pe teritoriul Gorjului. Propunerea domnului director către domnul președinte al Consiliului Județean, domnul doctor inginer Ion Călinoiu, a fost deosebită. Domnul președinte și-a dat avizul și iată că în nici două luni de zile am reușit să promovăm această minune de instituție, pentru că, repet, această casă-muzeu este o instituție. Este un lucru extraordinar ca oamenii Muzeului Județean Gorj, și aici îl avem pe directorul Muzeului Județean Gorj, tânărul dr. Dumitru Hortopan, au lucrat zi și noapte timp de 3 săptămâni ca astăzi, 20 septembrie, să putem noi să inaugurăm această instituție. Aș dori să mai cânte mama Domnica Trop ceva, pentru că de-aia am adus-o aici la Gorj, să ne cânte și să ne încânte. Și ținând cont că anul acesta, peste puțină vreme, vom sărbători centenarul privighetorii nației românești Maria Lătărețu, aș dori să ne cânte mama Domnica Trop, celebru Marie, Marie, un cântec deosebit, o doină deosebită, și având în vedere că avem o seamă de viitori mari artiști aici în bătătura casei dumneavoastră, să vă aprecieze și să vă vadă la treabă mama Domnica Trop că meritați acest lucru. Vă rog, Marie, Marie! Care floare, floare, noaptea pe racoare, noaptea pe racoare, floarea crinului și coadorului, mai și coadorului. Aia, floare, floare, noaptea pe racoare, noaptea pe racoare, Marie, Marie, ia spune-tu mie, ia care frunze baci vântul când nu bace, vântul când nu bace, frunza aia frunze bocii
pace.